prezentantul are documentele referitoare la activitatea de taximetrie, da? Licențe, tot. Inclusiv permis, buletin, certificat de matriculare, asigurare de persoane. Bravo, cunoaștem, da? Parcarea din fața Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Vâlcea sau cea din fața Catedralei Înălțarea Maicii Domnului au fost doar unele dintre cele 5 puncte în care s-a desfășurat acțiunea poliției rutiere. Șoferii de taxi cu sau fără pasageri la bord au fost opriți de către agenții rutieri pentru verificare. Din păcate, nu toți au fost găsiți în regulă. Poliția Municipiului Nicu Vâlcea a organizat astăzi o acțiune împreună cu inspectorii de la Primăria Nicu Vâlcea, cu reprezentanți DRAR și cu lucrători din cadrul Poliției Economic, Serviciul de Investigație a Fraudelor. Până în acest moment, probleme deosebite nu au fost depistate, s-au înregistrat contravenții la regimul auto și domnii de la primărie, domnii inspectori din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, au depistat conducători auto care nu aveau licențe de transport și ecosoane ce sunt necesare și obligatorii în rândul taximetriștilor. Ce pățește acești taximetriști care nu au aceste acte necesare? Acest conducător auto de taxi suportă consecințele legii prin contravenții, primire de sancțiuni. Această acțiune a avut loc doar în municipiul Râmnicu Vâlcea sau este o acțiune națională? Nu, comanda Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea a organizat această acțiune, este la nivel de municipiu. Acțiunea s-a organizat numai pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în 5 puncte. Care au fost acestea? Aici, la catedrală unde ne aflăm, în punctul catedrală, pe strada Remus Berul, în fața maternității, strada Nebălcescu la 24 de trepte, strada Știrbei Vodă la unitatea militară și pe strada Calul Trean la jandarmerie.